Ascultă, înțelege, privește, informația corectă. Bună seara, Botoșani, bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Lorena Petronela Cribuță și vă prezint știrile TLM. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Un tânăr de 25 de ani din județul Suceava a fost împușcat sâmbătă noapte de polițiștii din Botoșani după o urmărire în trafic de 5 km. Organizația județeană Dreapta Liberală Botoșani a fuzionat cu PNL. Un bloc cu 18 apartamente pentru tineri se construiește într-o localitate din județ. Un tânăr de 25 de ani din județul Suceava a fost împușcat sâmbătă noapte de 2 ori de polițiștii din Botoșani, care l-au urmărit în trafic timp de 5 km. Au fost trase 10 de focuri de armă, iar 2 dintre acestea l-au nimerit. Abia atunci, șoferul fugar a oprit mașina și a fost transportat la spital, unde a fost dus direct în sala de operații. În timpul operației, medicii au fost nevoiți să extirpe un rinichi atins de glonț și o bucată din colon. Acesta se află internat acum la terapie intensivă, starea pacientului fiind una stabilă. În autovehiculul condus de tânăr, polițiștii au găsit marfă de contrabandă din Ucraina. Potrivit anchetatorilor, acesta a încercat să scape de polițiști pentru că în mașină avea 93 de butelii cu gaz refrigerant tip Freon de proveniență ucraineană, pentru care nu avea documente. Acum are dosar penal pentru contrabandă calificată. Sâmbătă noapte, polițiștii de la Dorohoi au făcut semn șoferului respectiv să tragă pe dreapta. Inițial, tânărul de 25 de ani aflat la volan a oprit, însă când polițiștii s-au apropiat de mașina lui, a demarat în trombă. Echipajul a pornit după el, somându-l să oprească de mai multe ori, însă fără succes. S-a pornit în urmărirea sa cu autospeciala de poliție, având semnalele luminoase și acustice în funcțiune, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea. Motiv pentru care au fost executate mai multe focuri, atât de avertisment în plan vertical, cât și înspre caroseria și pneurile autoturismului. S-a reușit prinderea sa după aproximativ 5 km de urmărire, iar în urma folosirii armamentului din dotare, tânărul de 25 de ani care se afla la volanul autovehiculului a fost rănit. Acesta a fost transportat la spital, acolo unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. Operația a durat câteva ore, timp în care medicii au descoperit că gloanțele i-au afectat colonul și un rinichi, pe care au fost nevoiți să-l îndepărteze. A pierdut rinichiul stâng, a pierdut jumătate din colon și ultimii 20 cm de ileon, deci colonul din dreapta, hemicolectomia dreaptă. Au fost două găuri în stomac care le-am excizat și le-am pusut. Am extras și glonțul din hemitoracele stânga posterior, superior, care traversase omoplatul și s-a oprit în coasta a treia. Am făcut și toaleta de intrare din zona lombară dreaptă, unde a intrat glonțul care a produs cele mai mari daune în abdomen. Deci, deocamdată suntem mulțumiți de vorbire chirurgicală. Încă este intubat orotraheal, am vorbit cu șeful reanimării, domnul Nicu Fulac, care m-a asistat în timpul operației și mi-a dat anestezia. E posibil să încerce detubarea, adică să-i scoată sonda orotraheală. Șlăgile sunt curate, nu este infectat, deocamdată suntem mulțumiți de ce. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în interiorul mașinii tânărului de 25 de ani, au fost identificate 93 de butelii cu agent refrigerant de proveniență Ucraina, fără documente. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de contrabandă calificată și vătămare corporală din culpă. Organizația județeană Dreapta Liberală Botoșani a fuzionat cu PNL. Condusă de omul de afaceri Dumitru Balan, Dreapta Liberală a fost absorbită de Partidul Național Liberal. Este foarte important să avem cât mai mulți oameni care gândesc liberal și creează locuri de muncă și dezvoltare economică, a declarat președintele PNL Valeriu Iftime. Dreapta Liberală Botoșani a fost absorbită de Partidul Național Liberal. Toți membrii formațiunii conduse de omul de afaceri Dumitru Balan au devenit membrii PNL. Fuziunea vine la scurt timp după ce Valeriu Iftime a preluat șefia organizației județene PNL și a decis să candideze pentru președinția Consiliului Județean Botoșani. Este o acțiune importantă pe care domnul Dumitru o face cu noi. Noi, el la inițiativa dânsului și la cerința și la voința și la dorința Partidului Național Liberal, Dreapta Liberală, care are o formă și o forță interesantă în județul Botoșani, domnul Balan chiar face un lucru important pentru forța liberală, pentru
Partidul Liberal Național, fie Forța Liberală sau Dreapta Liberală. Și asta e lucru important. Astăzi aici e o chestie oarecum formală, să spune, că ne-am văzut. Și mulțumesc domnului Bănan pentru invitație. Cumva socializăm și înțelegem că din momentul ăsta toți membrii din Dreapta Liberală sunt de fapt membri ai Partidului Național Liberal, cu adeziune cu tot, și nu pot decât să-i mulțumesc, Dumitică, să-i strâng mâna și să-l simt alături de Partidul Național Liberal în orice moment. El chiar este o valoare și am așa o chimie bună cu dumnealui de când, vreo două luni de zile, de când sunt și eu membru al Partidului Național Liberal. Dumitru Bălan a devenit astfel prim vicepreședinte al organizației județene PNL Botoșani. Începând din momentul de față, Dreapta Liberală este absorbită de către PNL Botoșani. Practic e o fuziune prin absorpție. Prin această cale, mă rog, îi rog pe toți cei din Partidul Dreapta Liberală să se ducă la unitățile lor, la nivel de comună, să zicem, și de ce nu voi genera această discuție și la nivel național. Începând din momentul ăsta, practic putem spune că Dreapta Liberală face parte din Partidul Național Liberal. Dreapta Liberală a luat naștere în 2019. La alegerile locale din 2020, formațiunea a adunat câteva mii de voturi și are în județ mai mulți consilieri aleși. Dreapta Liberală vine cu un număr de câteva mii de voturi pe care le-am obținut în anul 2020. Cred că aș fi putut și atunci să obțin mai multe, însă mulți îmi spuneau de la bun început că nu avem șansă. Am totuși niște consilieri la nivel de județ, l-am scos pe Viorel Cataramă la acea dată din 14 candidați la jumătatea clasamentului pe locul 7, deci toate aceste voturi, așa de data asta, se vor regăsi în Partidul Național Liberal. Avem nevoie de o forță liberală care, în opinia mea, e, din fericire, spun, este singura forță care are, de care botoșanul are nevoie acum, așa nume de o politică care să genereze locuri de muncă, o politică care să creeze noi oportunități de afaceri, o politică care să cumva să ocrotim, să ajutăm să oameni de afaceri să aibă o stabilitate în ceea ce fac, sigur plătindu-și impozitele, dar e foarte, foarte important să avem oameni care gândesc liberal și care, repet încă o dată, fac ceea ce trebuie să fac un liberal, locuri de muncă și dezvoltare economică. Om de afaceri și președinte al Camerei de Comerț Botoșani, Valeriu Ftim, a intrat oficial în politică în februarie 2024, când a preluat șefia PNL Botoșani. Valeriu Ftim a reformat organizația județeană, reușind să atragă și să convingă zeci de oameni de afaceri din județ să-i se alăture. Valeriu Ftim candidează pentru președinția Consiliului Județean Botoșani. Acțiunea blocada continuă în forță la Botoșani. În ultimele 24 de ore, polițiști au desfășurat controle de amploare, în urma cărora au fost aplicate sute de amenzi. Pe lângă amenzi, au fost reținute și 10 de permise de conducere în cazul unor șoferi care au încălcat normele rutiere. Activitățile au fost desfășurate pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de disciplină rutieră, dar și prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri. De exemplu, doar în ultimele 24 de ore, polițiștii botoșeneni au organizat mai multe acțiuni de control în cadrul planului blocada și au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale. În ultimele 24 de ore, polițiștii botoșeneni au desfășurat activități pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale pe raza întregului județ. Astfel, în cadrul activităților desfășurate, au fost aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 23 de permise de conducere și 17 certificate de înmatriculare. Astfel de controle au avut loc și sâmbătă, când polițiștii au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale și au reținut 16 permise de conducere. Cu o alcoolemie uriașă circula în weekendul care s-a încheiat un șofer de 62 de ani din municipiul Botoșani pe străzile din oraș. Aflat sub aburii alcoolului, acesta mergea cu mașina în zigzag, motiv pentru care a fost și oprit de polițiști. Etilotestul a indicat în cazul acestuia o valoare uriașă, respectiv 1,24.
Polițiștii de la rutier au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 62 de ani din municipiul Botoșani, întrucât acesta avea o deplasare sinuoasă. Șoferul a fost pus să sufle în etilotest, valoarea indicată fiind una uriașă. Întrucât bărbatul emana halena alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicată fiind de 1,24 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului. Câine periculos lăsat liber în incinta unui spațiu de joacă. Gestul necugetat îi aparține chiar proprietarului animalului, care afla sub aburii alcoolului, nu i-a păsat de posibile consecințe ale atacului canin asupra unei persoane. Acesta a lăsat sâmbătă liber și fără botniță câinele dintr-o rasă periculoasă în incinta spațiului de joacă pentru copii de lângă primăria comunei Coțușca. Jandarmii au fost sesizați cu privire la faptul că proprietarul unui câine dintr-o rasă periculoasă a lăsat animalul liber și fără botniță în parcul de joacă din comuna Coțușca. Acesta a primit o amendă în valoare de 3.000 de lei. Rasa de câini Cane Corso face parte din categoria a doua de câini periculoși. Proprietarii sau deținătorii temporari ai câinilor din rasele periculoase trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani, capacitate de plină de exercițiu și să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra persoanei. De asemenea, accesul câinilor periculoși din categoria a doua în locarurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum și în părțile comune ale imobilelor, este permis numai dacă aceștia poartă botniță și sunt ținuți în lesă de o persoană care îndeplinește condițiile legale. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 3.000 de lei, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani. Primăria Comunei Mihai Eminescu din județul Botoșani construiește locuință pentru tineri. Un bloc cu 18 apartamente va fi ridicat până la sfârșitul anului în localitatea Cucorân. Șantierul a început de 2 săptămâni, iar investiția se ridică la aproximativ 2 milioane de euro. În demersul lor de a dezvolta comuna și a atrage cât mai mulți specialiști, reprezentanții primăriei Mihai Eminescu au reușit să convingă Agenția Națională de Locuințe să investească într-un bloc de apartamente pentru tineri. Șantierul a început de 2 săptămâni. Aici discutăm de un bloc cu 18 apartamente, în jur de 54 de metri pătrați, unde este clar tinerii din comună care așa trebuie să încurajăm să rămână și să locuiască în comună. Bineînțeles că trebuie să aibă și un job tot pe teritoriul administrativ și încercăm să aducem doctori, profesori, ingineri, tot ce credem că este necesar pentru dezvoltarea comunității. Blocul de locuințe din satul Cucorân, din comuna Mihai Eminescu, este construit cu bani de la Agenția Națională de Locuințe. Lucrările costă aproximativ 2 milioane de euro, iar primăria trebuie să asigure doar utilitățile, care sunt deja în zonă. Cum văd eu că se mișcă deja în 2 săptămâni de zile, văd că societatea care a câștigat reușesc deja să iasă din pământ, cum se spune, cu lucrarea, cu fundația. Cred că undeva pe la finalul anului, cred că această investiție va fi gata. Comuna e cea mai mare din județ. Aveți tineri care vor să... Sigur că da, am peste 50 de solicitări. Ideea este că trebuie să facem un regulament prin care să putem diferenția pe cei care doresc să locuiască aici. Îmi doresc să fie cât mai mulți tineri și să facem și alte blocuri mai în comunitate. Dar cei drept suntem un pic deficitari la partea de terenuri pentru construire de blocuri, pentru că primăria nu prea deține terenuri domeniul public sau privat și atunci vom fi nevoiți, trebuie să achiziționăm acele terenuri. Dar ne străduim în funcție de cum achiziționăm terenuri să reușim să implementăm aceste proiecte benefice de altfel pentru societatea din comuna Mihai Eminescu. În același timp, primarul Virginel Gireadă spune că este în discuție avansată pentru al doilea bloc de locuințe în comună. Proiectul a fost deja depus la București. Manifestări religioase supravegheate de forțe de ordine. Jandarmii botoșeneni împreună cu efective de poliție, poliție locală și pompieri vor lua măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a activităților religioase prilejuite de sărbătorirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Aceștia vor acționa pentru ca procesiunea cu sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, eveniment inclus în programul hramului Bisericii Sfântul Gheorghe din municipiul Botoșani, să nu fie afectată de producerea unor incidente nedorite.
De asemenea, mâine, pe 23 aprilie, jandarmii vor fi prezenți la hramul Bisericii Sfântul Gheorghe pentru ca liniștea specifică manifestărilor religioase să nu fie tulburată de producerea unor fapte antisociale de natură penală sau contravențională. Aceștia recomandă participanților la manifestările religioase să respecte măsurile stabilite de organizatori și indicațiile forțelor de ordine. La Biserica Sfântul Gheorghe, mâine la ora 9, va avea loc primirea înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei și a ierarhilor invitați. Începând cu ora 9.30 se va ține Sfânta și Dumnezeiasca Liturghia Darurilor, mai înainte sfințită oficiată de mitropolitul Teofan și un sobor de arhierei, ieromonah, preoți și diaconi. La sfârșitul slujbei, fiecare credincios participant va primi sărmăluțe, cozonac de post și un pahar de vin oferit de Primăria Botoșani. Bogdan Cărușu și-a anunțat candidatura pentru un mandat de consilier local al municipiului Botoșani. Implicat în activități civice de aproape 10 ani, tânărul botoșenean a decis să intre în competiție ca independent. Lansarea oficială a candidaturii a avut loc duminică, în prezența mai multor personalități din județ și din țară. Bogdan Cărăușu candidează independent pentru un mandat de consilier local al municipiului Botoșani. Bogdan Cărăușu și-a lansat oficial candidatura duminică. La eveniment au participat ca susținători ai săi profesorul Adrian Boțan, istoricul Gheorghe Median și scriitorul Mircea Platon. De la București au venit Aurelian Surulescu și Cristina Gheorghe, reprezentanții ai Ligii pentru Deșteptarea României. Este o decizie care vine ca o urmare firească și ca o dovadă a consecvenței pe care am dovedit-o de-a lungul celor 10 ani de activitate civică. Candidez din nou pentru că botoșenenii au nevoie de o voce cu adevărat independentă, o voce care să le reprezinte interesele așa cum se cuvine în Consiliul Local Botoșani. Și chiar vreau să fac o mențiune pentru că am observat că, fiind un an super electoral, cum se intitulează, au apărut tot felul de, așa ziși, candidați independenți. Avem exemplu unui domn profesor care, după 20 de ani de activitate de partid, și-a dat seama cu o foarte mare întârziere că poate face mult mai multe din postura de candidat, așa zis, independent. Reiterez faptul că eu consider că sunt singurul candidat cu adevărat independent, pentru că tot ceea ce am făcut până acum dovedește că îmi doresc cu adevărat binele botoșenenilor, iar faptele pe care le-am dus la îndeplinire prin tot ce am făcut demonstrează acest lucru. Bogdan Cărăușu este membru fondator și vicepreședinte al Ligii pentru Deșteptarea României, platformă civică transformată în partid politic în martie 2024, apărut în atenția presei ca vocea protestelor de amploare din 2015, de după tragedia de la Colectiv. Bogdan Cărăușu conduce și Asociația Scut Botoșenean, cu sute de inițiative și proiecte pentru tinerii din Botoșani. De câte voturi ai avea? În funcție de prezența la vot, consider că în jur de 2000 de voturi mi-ar asigura intrarea în Consiliul Local. Dar vreau să adresez și un mesaj clasei politice locale botoșenene că în acest an, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom schimba puțin paradigma și mă voi asigura că în secții voi avea oameni care să supravegheze corectitudinea desfășurării procesului electoral. Primul lucru pe care l-ai face dacă obții mandat de consilier local? Sincer, sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute, dar mi-ar plăcea să facem și un audit la primărie. Bogdan Cărăușu a mai candidat și în 2020 pentru un mandat de consilier local al municipiului Botoșani. Continuăm jurnalul cu știrile pe scurt. O mașină a luat foc în urma unui accident rutier produs ieri pe raza localității Baisa. În eveniment a fost implicat un singur autoturism în care se afla un tânăr de 23 de ani. Echipajele de pompieri ajunse la fața locului au constatat că șoferul era ieșit din autoturism și că ardea partea din fața mașinii. Tânărul a fost evaluat la fața locului, dar a refuzat transportul la spital. Pompierii au stins incendiul în limitele găsite. Cazul a rămas în atenția poliției pentru cercetări. Penitenciarul Botoșan scoate la concurs din sursa externă 5 posturi de agent operativ. Condițiile specifice de ocupare a postului sunt minim studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, abilități fizice și de coordonare verificate prin probă sportivă eliminatorie, cunoștințe de operare pe calculator nivel 1 verificate prin probă practică eliminatorie. Informațiile necesare se regăsesc pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor la secțiunea concurs de ocupare din sursa externă Penitenciarul Botoșani.
O nouă serie de voluntari pregătită să participe la misiune alături de pompieri, 32 de botoșaneni cu vârste cuprinse între 16 și 52 de ani, sunt pregătiți să participe la misiune alături de pompieri. Aceștia au finalizat primele două etape din cadrul programului național Salvator din Pasiune, respectiv cursul introductiv și cel de acordare a primului ajutor de bază, organizate la liceul Alexandru cel Bun din municipiul Botoșani. Cursurile au fost susținute de specialiști în domeniul pregătirii pentru intervenție, dar și de coordonatorul SMURD al ISU Botoșani. După parcurgerea celor 54 de ore de pregătire, toți cei 32 de participanți au promovat examenul final. Prin urmare, aceștia vor putea să desfășoare activități de voluntariat în cadrul subunităților de intervenție ale ISU Botoșani, fiind angrenați în diverse acțiuni de intervenție, ajutor umanitar și popularizarea mesajului preventiv. Numărul de joburi anunțat prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă se menține constant la nivelul județului Botoșani. Pentru săptămâna aceasta sunt disponibile 460 de locuri de muncă, din care doar 39 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, restul de 421 adresându-se celor cu studii medii, nivel calificat și necalificat. Acestea au fost știrile zilei. Rămâneți alături de noi pentru a urmări știrile din sport și datele meteo. Noi ne revedem mâine de la ora 18. Toate cele bune!